Vladimir Putin este supărat pe Maya Sandu. Liderul de la Kremlin a declarat că, deși Maya Sandu este președintele Republicii Moldova, ea este cetățeană la României și a sugerat că ar servi interesele statelor din vest. Maya Sandu, care a izbrană, își dă ei, Sivosamov Dobrovă, își dă ei, succes în viața în viața западных стран Afirmațiile au venit în contextul în care Maya Sandu, președintele ales al Republicii Moldova, a declarat că Rusia trebuie să își retragă trupele și munițiile din Transnistria. Vladimir Putin a mai transmis că mai devreme sau mai târziu problema trebuie hotărâtă, însă doar atunci când va exista contextul potrivit. El a reamintit de eșecul planului COSAC și a susținut că Rusia și Moldova au fost foarte aproape de soluționarea conflictului în timpul mandatului președintelui Vladimir Voronin, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza presiunilor exercitate de către țările occidentale.